Lucian Pelepcu este numele meu, sunt directorul centrului comercial Roman Valley Center, primul centru comercial din municipiul Roman și cu permisiunea dumneavoastră am să fiu gazda dumneavoastră în această seară. În calitate de gazdă am să vă prezint invitații vorbitori la conferința de presă de astăzi, după cum urmează. Amalia Rupan, reprezentantul Prime Capital, investitorul centrului comercial Roman Valley Center. Domnul primar Lucian Ovidiu Nicu, primarul municipiului Roman, reprezentantul Consiliului Județean, domnul administrator public al județului Cătălin Chiței și, nu în cele din urmă, directorul Carrefour Roman, domnul Alexandru Mura. Cu permisiunea dumneavoastră am să rog pe colega mea, Amalia Rupan, să ne adreseze câteva cuvinte. Te rog, Amalia. Bună seara, așa cum am spus și colegul meu, numele meu este Amalia Rupan și reprezint investitorul centrului comercial Roman Value Center și anume Prime Capital. Ne bucurăm să vă avem alături de noi în această seară și vreau să vă spun că pentru mine acest proiect are o însemnătate deosebită. Eu m-am născut în Roman și am copilărit aici și încă din perioada liceului, atât eu cât și colegii mei, ne-am dorit să avem în orașul nostru un centru comercial modern, unde să ne putem petrece timpul liber și unde putem să putem să facem cumpărături. Și iată că visul nostru a devenit realitate cu acest proiect, cu Roman Value Center. Și începând de mâine, vă așteptăm pe toți să îi treceți pragul și să vă bucurați de toate facilitățile acestuia și să petreceți timpul liber și să faceți cât mai multe cumpărături. Și de asemenea, aș vrea să vă spun foarte pe scurt ce am reușit noi să creăm aici pentru comunitatea locală, cât și pentru locuitorii din împrejurimile Romanului. Am reușit să-i adunăm aici, să meargă la cumpărături, să-și petreacă timpul liber, să iasă la masă, să nu mai călătorească la Bacău, la Piatra Neamț și respectiv la Iași, astfel reușim să petreacă cât mai mult timp în orașul lor, de fapt în orașul nostru. Am creat peste 600 de locuri de muncă în cei 20.000 de metri pătrați pe care are Roman Value Center și am realizat o investiție unică în zonă pe care noi considerăm că va deveni un pol comercial al acestei localități. De asemenea, Prime Capital, în calitate de investitor, de active imobiliare, comerciale și rezidențiale în Europa Centrală și de Est, alături de partenerul său, Carrefour, deschidem anul acesta primul proiect împreună și ne dorim să deschidem multe altele și, de fapt, avem în plan deschiderea multor altor proiecte, atât în cursul acestui an, cât și în anii ce vor urma. De asemenea, aș dori foarte mult să vă explic de ce considerăm noi că Roman Value Center este un pol comercial. Considerăm că toți locuitorii orașului, cât și cei din împrejurim, toți locuitorii din împrejurim, vor avea un acces facil la acest centru comercial, având în vedere poziția extraordinară în proximitatea gării, autogării, deci pe artera principală către Iași. Astfel, noi vă vom oferi un spațiu, după cum puteți vedea, extrem de plăcut, unde puteți să petreceți weekendurile și în timpul săptămânii, să luați masa, să faceți cumpărături de produse de calitate. Am creat un centru modern și sperăm că o să vă simțiți foarte bine aici, alături de familiile dumneavoastră. Pe această cale și în încheiere doresc să mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri și partenerilor, vânzătorului Maro S.A., pe care este dezvoltat Roman Value Center, autorităților locale și județene care ne-au sprijinit enorm în acest demers și au avut o receptivitate extraordinară la solicitările noastre, precum și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc colegilor mei care au muncit enorm ca acest proiect să devină realitate. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, Amalia, pentru frumoasele cuvinte pe care le-a adresat. Și în continuare aș vrea să-l rog pe domnul primar al municipiului Roman, Lucian Ovidiu, să ne adreseze și din lui câteva cuvinte. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. De asemenea, mă bucură foarte mult faptul că pot să fiu martor la un astfel de eveniment important pentru comunitatea noastră. În primul rând, pentru investiția pe care dumneavoastră ați realizat-o aici,
Pe de altă parte, pentru locurile de muncă nou create și care aduc beneficii municipiului Roman și zonei municipiului Roman. Și în al treilea rând și pentru faptul că reușim să schimbăm împreună autoritate publică locală și investitori privați, încetul cu încetul, fața municipiului nostru. Mă bucură de asemenea și faptul că ați remarcat și dumneavoastră receptivitatea autorităților publice locale din Roman, a primăriei municipiului Roman, aprecieri care nu fac altceva decât să ne motiveze și mai departe să avem aceeași deschidere față de investițiile private, cu care suntem conștienți cu toții că ne pot aduce dezvoltarea comunității noastre. Eu aștept romașcanii și locuitorii din zona municipiului Roman, din zona metropolitană, într-un număr cât mai mare în acest spațiu modern. Vă doresc mult succes în activitatea pe care începeți să o desfășurați de mâine. Și de asemenea, vă așteptăm și cu alte investiții la nivelul municipiului Roman, garantându-vă în aceeași măsură, aceeași deschidere din partea primăriei municipiului Roman. Mult succes și să avem parte de numai de evenimente frumoase în comunitatea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos, domnule primar. În continuare, am să-l rog pe reprezentantul Consiliului Județean, domnul administrator public al județului, Cătălin Chiței, să ne adreseze și mesajul instituției pe care o reprezintă. Vă rog. Bună seara! Bine v-am găsit la Roman. În primul rând, mă aflu aici pentru a transmite mesajul domnului președinte Ionel Arsene, care din păcate n-a reușit să ajungă și la timp și pentru a nu ține evenimentul pe jos, pe loc, am considerat necesar să înaintăm. Și în al doilea rând, mă aflu aici pentru a reafirma angajamentul administrației județene alături de administrațiile publice locale, inclusiv a primăriei municipiului Roman, față de tot ceea ce înseamnă investiții atât străine cât și românești, investiții generatoare de plus valoare pentru comunitățile noastre, de locuri de muncă și, în ultimul rând, asemenea investiției de aici, de timp liber plăcut pentru romașcani. Îl felicit pe domnul primar pentru ceea ce s-a realizat aici, îl felicit investitorul și vă urez mult succes în activitate. Vă mulțumim frumos, domnule Cătălin Chiței. În continuare, am să-l rog pe domnul director al Carrefour Roman, domnul Alexandru Vura, să ne adreseze mesajul dumnealui. Mulțumesc, bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Numele meu este Alex Vura și sunt director a ceea ce veți descoperi în minutele care urmează, că este hipermarketul Carrefour Roman. Mai întâi aș vrea să vă spun că mă bucur sincer că sunt astăzi aici. Sunt convins că este prima zi din începutul unei prietenii de lungă durată. Deși am copilărit aproape în Târgu Ieșilor, mereu mă contram cu un prieten romașcan despre cum suntem noi moldovenii, de la tradiții până la idei noi, de la muncă până la petreceri, de la grijă de casă și de familie și chiar până la gătit. Și el mi-a explicat că din Iași lucrurile par altfel, dar dacă vreau să înțeleg cât mai bine ce înseamnă Moldova, ar trebui să ajung în centrul ei la Roman. Știți cum e, când ești tânăr, totul pare o glumă făcută, să par mai deștept ca altul. Și oricum, nu credeam că va ajunge vreodată la Roman. Dar iată că multe mai târziu sunt aici. Iar după ce am petrecut alături de romașcan multe luni, încep să înțeleg că el nu glumea. Există aici un echilibru între pasiune și interrupțiune pe care nu-l găsești în alte părți. Și mi-aș plăcea să cred că magazinul pe care îl deschidem mâine reflectă tot ceea ce am învățat eu și colegii mei despre oamenii locului. Dincolo de lumina reflectoarelor și zarva știrilor, Romanul crește. Oamenii sunt cumpătați și vor să aleagă lucruri de calitate. Sunt hotărâți și nu le place să piardă timpul atunci când au de dus o treabă la bun sfârșit. Au grijă de familiile lor și vor să le ofere tot ce este mai bun. Iar cu muncă e gata, vor să petreacă alături de cei dragi. Au respect pentru tradiții, dar se uită, bineînțeles, și la viitor. Însă, inevitabil, în orice casă am fost, discuția ajunge la mâncare. Gustă, vezi dacă îți place. În această idee este construit și magazinul Carrefour. Sunt multe lucruri de calitate de la producătorul românesc, renumiți, pe care Carrefour, datorită faptului că recomandă cantități foarte mari, la nivel global, le poate aduce la prețuri foarte bune. Sunt foarte multe sisteme moderne, ca nimeni să nu-și risipească timpul așteptând. De la case de marcat prioritare pentru familii, sau sisteme în care poți scana singur produsele la casele de marcat, fără să stai la coadă. Sunt zeci de prețuri promoționale pe care le vei descoperi pentru aparate și electrocasnice din magazin, ele fiind însoțite și de sute de alte opțiuni în portalul unic de comandă carrefour.ro, produse care vă pot fi livrate până la ușă.
Sunt o mulțime de alte oferte pentru tot ceea ce ai nevoie în casă, de la produse de curățenie până la produse de bărbierit, dar bineînțeles avem și lucruri pentru grijirea copiilor. Și am lăsat la urmă partea cea mai plăcută, aceea de a vă invita în casa Carrefour și a vă îndemna să încercați ceva bun. Indiferent că vreți să încercați direct rețetele noastre din laboratoarele proprii de burtărie sau gastronomie din magazin, sau dacă vreți să vi le comandați direct acasă prin aplicația Gourmandio, sunt sigur că vă putem impresiona la fel cum am fost și impresionat de gazdele mele. Iar dacă vreți să gătiți într-adevăr ceva bun, și aici senzația că toată lumea gătește, vă recomand să încercați ingrediente proaspete venite pe raft direct de la producătorul local, produse sub conceptul de filiere ale calității, și aici enumer morcovidul din Dobrogea, dar și farmoși și cartofi de covasna, sute de produse de calitate care nu includ bazaconii marcate cu bio, organic, ecologic. Tot ce va trebui pentru o friptură sau o topăniță bună, de la porc, la miel, vită, pastele și, bineînțeles, atunci când vine vorba de post, pește proaspăt, în care vă oferim păstră, crab și chiar somonul norvegian. Aș vrea să vă vorbesc mult despre cât s-a săduit echipa Carrefour, ca să nu lipsați pe nimic din acest univers gastronomic adresat orașului român. Chiar îndrăznesc să vă lansez o invitație și aceea că voi fi zi de zi în magazin. Iar dacă cumva simțiți că e un lucru pe care ar dori să-l mai adăugați pe rafturile noastre, cu siguranță vom putea face acest lucru împreună, comunicând aceste lucruri. Dați-mi un semn și ne vom ocupa ca aceste lucruri să apară la raft. Puteți să ne povestiți despre anumit producător local cu care putem face colaborări. Suntem foarte deschiși și chiar ne dorim parteneriate cu fermierii autohtoni. Iar această invitație nu este, cum se spune, neapărat de protocol și nu se limitează doar la gastronomie. Magazinul acesta nu va avea succes decât dacă răspunde nevoilor și dorințelor dumneavoastră. Și nimeni nu are un glob de cristal în care se ghicească cum vor merge lucrurile. Așa că vă invit să intrați, să explorați, să petreceți timp și apoi să ne spuneți ce credeți despre noi, ce facem bine și ce trebuie să îmbunătățim. Și avem nevoie de acest dialog, el nu se referă doar la ziua deschiderii, ci în viața de zi cu zi. Pentru că, așa cum povesteam un altă mașcan zile trecute, fără onestitate și fără să ne ajutăm, nu vom ajunge prea departe. Ori eu cred că românul ajunge foarte departe. Și că astăzi este începutul unei frumoase prieteni. Vă invit să încercați ceva bun în fiecare zi. Da, mulțumesc frumos, Alex, pentru cuvintele pe care le-ai adresat și te asigur de tot sprijinul și colaborarea în acest proiect de la Român. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, am să vă adresez și eu câteva cuvinte în calitate de director al Centrului Comercial Roman Value Center. Ne aflăm astăzi aici la inaugurarea Centrului Comercial, inaugurare care vine după o serie îndelungată de nopți nedormite, motiv pentru care consider oportun să încep cu o serie de mulțumiri către factorii care au contribuit la îndeplinirea acestui obiectiv. În acest sens am să încep prin a mulțumi dumneavoastră celor din presă, pe de o parte pentru prezența într-un număr atât de mare în această seară la conferința noastră de presă, dar pe de cealaltă parte și în egală măsură pentru întreg interesul pe care l-ați manifestat vis-a-vis de proiectul nostru încă de la începuturile sale. Totodată aș vrea să mulțumesc și autorităților publice locale, în special domnul primar Luciano Vilimicu, care, așa cum spunea și dumnealui, într-adevăr, confirm, ne-a asigurat de tot sprijinul, suportul de care am avut nevoie, răspunzând întotdeauna cu profesionalism și celeritate, dacă pot să spun așa, la toate cererile venite din partea noastră. Vă mulțumesc frumos, domnule primar. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor firmelor de construcții care au operat în acest șantier și în special colegilor mei de la Project Management, care au dat dovadă de un înalt profesionalism, dăruire, implicare, fără de care astăzi nu am fi putut ține această conferință de presă. În virtutea celei de-a doua calități în care mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră, și anume aceea de Romașcan, aș vrea să mulțumesc Prime Capital, factorilor decidenți din Prime Capital, pentru faptul că au ales să facă această investiție la Roman, așezând astfel Romanul pe o hartă, dacă vreți, a orașelor care se pot lăuda ca un portofoliu, un centru comercial construit la cele mai înalte standarde de calitate. Centrul nostru comercial, începând de mâine, vă așteaptă cu un mix variat
de branduri naționale și internaționale, de la articole de care cuprinde, de la articole de fashion la cele sportive. Vă putem oferi o serie de activități și servicii bancare. Avem de asemenea pentru dumneavoastră o zonă extrem de ofertantă de food court, operată de asemenea, în care ne aflăm acum și susținem această conferință de presă, în care operează atât operatori locali cât și naționali. Vă așteptăm de asemenea cu cele mai moderne cafenele și terase, începând de mâine, așa cum vă spuneam. Pentru cei mici, avem un spațiu de joacă, aș îndrăzni să spun, cel mai modern din Roma și din împrejurimi. În încheiere aș vrea să vă spun că după conferința de presă, împreună cu colegii noștri de la Carrefour, vă invităm într-un tur de prezentare a magazinului Carrefour, a galeriei noastre comerciale, după care vă așteptăm înapoi în zona de food court pentru discuții libere și alte impresii. Vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră și începând de mâine vă așteptăm la shopping.